asemănării în cer și pe pământ, nu este una cu același lucru cu icoana care reprezintă, să spunem, chipul Mântuitorului Hristos, al născătorului Dumnezeu sau unui sfânt, sau chiar chipul real al nostru pus în oarecare act de identitate prin care suntem recunoscuți. La fel și Sfântul își recunoaște puterea, iar Harul Duhului Sfânt la sfințirea icoanei vine și dă puterea miraculoasă prin rugăciunea Sfântului Mijlocitor la Dumnezeu. Și nu este idol, pentru că în vremea când s-au pictat icoane în legea darului, deci de la Hristos încoace, deja închinarea la idol dispăruse, pentru că creștinismul nu este o închinare idolatră. Creștinismul este o închinare în duh și adevăr, cum spune Mântuitorul Samarien și la fântâna din Samaria, va veni vremea când nu o să vă închinați nici în Garizim la idolii voștri, nici în Ierusalim la templul lui Solomon, ci o să ne închinăm Tatălui și Fiului în duh și adevăr. Iar închinarea în duh și adevăr în fața icoanei este tocmai respectul pe care icoana îl transmite celui din fața ei atunci când se închină cu evlavie și credință. Icoana are cu atât mai multă putere miraculoasă, cu cât cel care este în fața ei este mai interiorizat sau este mai spiritual sau este, dacă vreți, mai curat, mai pur. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Sfinții care au ajuns să vorbească cu icoane, de pildă, în viețile Sfinților avem frumoasa istorioară cu acel paracliser care e naiv și neștiutor de carte, nu cunoștea teologii înalte, nu cunoștea studii deosebite, nu cunoștea operile Sfinților Părinți, dar când a fost pus să măture biserica, dacă a rămas flămând, s-a dus la icoana Mântuitorului și a spus: eu sunt mic cu mic, nu-mi dai și mie o bucată de pâine. Și Mântuitorul i-a întins o bucată de pâine caldă, din care l-a hrănit toată oștia, starețul dându-și seama că este semn dumnezeesc. Sau celălalt paracliser, care îl întreabă pe Mântuitorul la un moment dat: dar tu de ce stai acolo sus, zice, în bolta bisericii și nu vii jos la mine să mă ajuți? La care Mântuitorul scoboară de acolo de sus și spune: hai, dacă vrei te ajut. Și făceau împreună curățenie în biserică și de fiecare dată sfătuiau, vorbeau, povesteau, el îi aducea mâncare de la trapez acelui chip din pantocratorul bisericii. Iar la un moment dat, sesizând starețul această lucrare duhovnicească, îi spune, zice: ei, cel care te ajută, roagă-l atunci când o să ia la tatălui, cum spune mai departe istorioara, și să te ia la tatălui să-ți arate unde stă, să mă iei și pe mine. La care ăsta, insistând la Mântuitorul, deci cineștind că este Mântuitorul în chip real, îi spune, zice: starețul meu te roagă, dacă vrei, pe lângă toate, zice, să-l inviți și pe el la tatăl tău, zice, ca să, unde vrei să mă duci și pe mine, să stăm împreună la masa și la veselia care este acolo, și să spune că nu este pregătit. Deci, iată, nu doar întâmplări fantastice sau sugestii de paranormal, ci întâmplări adevărate, adică cazuri reale în care Dumnezeu se descoperă celor simpli și curați cu inima și vorbește în duh și adevăr. Deci vorbește față către față. Icoana nu este altceva decât fereastra cerului prin care Dumnezeu vorbește lumii sau sfinții vorbesc lumii. Deci icoana rămâne în continuare un apărător, dacă vreți, sau mai mult decât atât, o identitate a cărții spirituale a cerului. Deci cerul este plin de sfinți și îngeri, iar biserica este plină de sfinți și oameni. Oamenii sunt următorii sfinților și înlocuitorii îngerilor căzuți, iar icoanele sunt cărțile noastre de identitate pentru împărăția lăuntică pentru care ne pregătim. Puteți spune despre icoane? Da, am avut ocazia să vizitez în anii copilăriei și Mănăstirea Neamț. Deci când oameni bătrâni, vârstnici, mergeau și se închinau cu evlavii și primeau, de exemplu, diferite binefaceri. Tămăduiri de boli, de dureri de cap, de ochi, de vedere, de anumite boli, care sigur că atunci, în momentul când te aflai în fața icoanei, te aflai în fața unei simple icoane. Dar când începi să înțelegi taina ascunsă și miracolul duhovnicesc al icoanei, atunci sigur că între om și icoană se face o legătură sacră sau o legătură de suflet, ca între soț și soție, ca între prunc și mamă, ca între fică și mamă sau între frați. Și sigur că automat Mântuitorul Iisus Hristos și Maica Domnului au fost primii ajutători ai lumii creștine, pentru că ei au venit să aducă legea iubirii, să aducă lumina, să aducă pacea, să aducă dragoste, dar în același timp, deci ei au fost cei mai apropiați ajutători ai oamenilor, pentru că nu ne rugăm altora decât Mântuitorul Iisus Hristos și Maicii Domnului. Și atunci sigur că cele mai frumoase icoane care au fost zugrăvite au fost închinate Maicii Domnului și Mântuitorul Iisus Hristos. Și unora, o parte din sfinți. Am avut ocazia și fericitul prilej în Sfântul Munte Athos să văd icoana Prodromița,
să văd icoana Portărița, icoană miraculoasă și făcătoare de minuni, prin vechimea ei și deci nu la întâmplare, cum se obișnuiește astăzi, așa, ca să spun, ca o mică glumă, minuni împachetate la kilogram. Deci minuni care s-au întâlnit și s-au petrecut de-a lungul veacurilor, de exemplu, dacă am vorbit despre icoana Portărița, care a mers singură pe apă de la Vădva din Constantinopol în timpul iconoclasmului și n-a putut-o ridica decât Gavril, băiatul văduvei, care era pusnic undeva în munții Cherasia, deci dintr-o latură a Atonului, sau icoana grabnică ajutătoare, sau icoana Cucuzelisa, care în momentul când Ioan Cucuzel, cel mai mare cântăreț a Sfântului Munte, a cântat atât de frumos încât Maica Domnului a dărit din salba ei un ban de aur care și astăzi se poate vedea la Mănăstirea Lavra, icoană veche de peste 1000 de ani aproximativ. Apoi icoana Iconoama de la Xiropotamu, care la fel atunci când mănăstirea era săracă și chiar o întâmplare petrecută acum, de date recente, ne povestea părinții de la Xiropotamu că prin anii 80 și ceva un iconom mai, nu evlavios, mai puțin poate evlavios, s-a ocupat de grijile pământești, mergând în Tesalonic și negăsind ulei de măsline pentru candele, când s-a întors oarecum supărat. Și unul din frații a spus, zice, lasă, părinte, pune-ți nădejdea la Maica Domnului, că ea-i cu noi, o să ne ajute, doar avem icoana făcătoare de minuni, iconomă. La care el a spus puțin mai insistent, zice, iconoma, dacă nu pui în magazie, nu este. Și într-adevăr, când s-a dus în magazie, a găsit un butoi cu oarecare cantitate de ulei plin umplut până la gură, deci lucru semnificativ și arătat și în viața Sfântului Teodosie, arătat și în viața Sfântului Pahomei, arătat și în viața Sfântului Eftimii, când hambarele se umpleau singuri. Bine, acum Dumnezeu nu o să ne învețe leni și trândam și o să ne tot facă minuni să ne umpli hambarele și noi o să stăm să trândăvim. Dar minunile sunt lucruri reale și lucruri autentice îngăduite de Harul lui Dumnezeu să proslăvească tainele credinței. O altă icoană făcătoare minuni foarte frumoasă din Sfântul Munte Athos este și icoana Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, deci patronul hramului Mănăstirii Bârnova, care atunci când s-a zugrăvit, deci când s-a terminat dictitorit Mănăstirea Zografon, s-a ales ca hram să se pună, fiind teritoriul Maicii Domnului, un hram al Născătoarei Dumnezeu, la care s-a spus, zice, bine, ar fi să punem hramul Sfântului Gheorghe. Și atunci la convenția episcopului și a clerului și a ctitorilor, s-a pus icoana trasă în frescă fără nimic și ce se va picta după 3 zile de rugăciune, aceea va fi. Iar a treia zi când s-a deschis biserica, deci a apărut o frumoasă icoană a Sfântului Gheorghe, de toată frumusețea, niște culori extraordinare și un chip expresiv extraordinar, la care episcopul s-a dus insistent, sau unul din mari arhimandriți ai Chenotipiei, și punând mâna în nasul Sfântului, ăsta e Sfântul Gheorghe și a rămas deci acolo un lucru care se poate vedea și astăzi. Sau Maica Domnului Junghiata, sau Maica Domnului Prodromița, deci de la Mănăstirea Românească, Schitul Românesc Prodromul, deci pictat în chip minunat la Iași, care își schimba fața după anumite necazuri sau întâmplări potrivite sau mai puțin potrivite din viața schitului, la care atunci când s-a pictat, pictorul, nereușindu-i fața, a abandonat-o, iar a doua zi, ducându-se după o noapte de post și de scârbă și de supărare, a găsit-o pictată singură, deci a găsit o față extraordinară de frumoasă, într-un chip realist nemaipomenit și greu de imitat, și este, ca să spun așa, cotată după icoana Portărița și Cucuzelisa, grabnica ajutătoare, una din frumoasele icoane făcătoare minuni și sugestive ale Sfântului Munte. Toți grecii o iubesc și o laudă și o cinstesc pe Maica Domnului Prodromița, fiind de fapt aceeași Născătoare Dumnezeu a Mântuitorului Iisus Hristos, dar având această denumire personală a ei, Prodromița. Apoi icoana Trihirusa de la, sau Stareța de la Mănăstirea Hilandaru, deci care în clipa când, pentru o mică neînțelegere în obștie, s-a trecut la rugăciune. Și în clipa aceea, icoana Maicii Domnului a ieșit din altar, de unde stătea ea locul cuvenit, și s-a pus în strana starețului.
Iar când s-a petrecut lucrul a treia oară, s-a înțeles că nu mai va mai fi nevoie de staris, nefiind un om vrednic, a rămas în continuare egumen, cum se vede și până astăzi în Sfântul Munte Atos, iar Maica Domnului ocupă strana starețului, ea fiind stareța acelui schid. Despre icoanele făcătoare de minuni și de la noi din țară, icoana făcătoare de minuni de la Neamț, icoana făcătoare de minuni a Sfântului Ioan Botezătorul de la Mănăstirea Gorovei, deci găsit în chip minunat undeva într-o fântână sau într-un copac bătrân. După aceea icoana Sfântului Ioan Botezătorul de la schitul românesc Prodromul, care atunci când turcul s-a dus să smulgă argintăria și aurul din catapeteasma de unde era prinsă icoana, Sfântul Ioan Botezătorul a luat o privire cruntă, așa sadică, la care turcul a căzut leșinat și să observă chipul rămas stâlcit, ca să spun așa, acru, sau năcrit de supărarea Sfântului până astăzi. Apoi este icoana Sfânta Ana de la Mănăstirea Bistrița, după aceea este icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Sihăstria, Secu. Deci, în general, dacă aș vrea să spun un cuvânt minunat și o istorioară petrecută personală în viața unei persoane creștine care este fica bisericii noastre, cred că și o iconiță mică cât o palmă este făcătoare de minuni. Dacă într-adevăr credința omului este cât grăuntele de muștar, icoana devine făcătoare de minuni cât un munte. Adică Maica Domnului este în măsură și micuță și mare să facă aceeași putere miraculoasă, după cum știm din viața și proloajele Sfinților Părinți, când un oarecare paracliser avea evravi la un oarecare sfânt, dar nu i-a plăcut când ziua hramului s-a pus pe iconostas o iconiță mică și atunci el s-a dus în taină noaptea să ia iconița de acolo și să pună una mai mare pe care el o cinstea la chilie. Și în clipa când a intrat în biserică și s-a apropiat de tetrapod să ia iconița mică, Mântuitorul ăsta, Sfântul din icoană, n-a dat voie să ridice icoana, dar în aceeași clipă în spatele lui stătea vrăjmaș, Satana. Și el a început să roage, Sfinte, zice, Sfinte Ambrozie, zice, iartă-mă, te rog, zice, ajută-mă, zice, izbăvește-mă, curățește-mă. Și Sfântul din icoană i-a pus întrebarea, că dacă sunt mic, te pot ajuta, eu credeam că trebuie să fiu neapărat pe o icoană mare ca să pot să fiu ajutorul tău. Și atunci, sigur că, deci, cred că povestioara este destul de sugestivă, cum se obișnuiește în toate mănăstirile noastre românești, la pangarul mănăstirilor, să vând iconițe foarte frumos împodobite și lucrate în atelierile mănăstirești, fie fotografiate, fie miniaturate, fie îmbrăcate sau plastificate, care dacă noi o purtăm creștinii ortodoxi în pormoneu, în gentuța cu care mergem la servici, în buzunărel unde ne păstrăm actul de identitate, ne este protectoare și ajutătoare și într-un cuvânt, cum spunea Părintele Arsenie, dacă ești credincios, încotro te întorci cu fața spre cer, acolo e fața lui Dumnezeu spre tine. Pentru că atunci când ești într-o primejdie sau într-un necaz, nu știu dacă mai ai timp să iei poziția creștinului cu fața la răsărit sau să cazi în genunchi în fața icoanei sau dacă aș folosi o expresie mai biblică, spunea Manase, zice, sunt legat în lanțuri, zice, și nu pot să mă plec înaintea ta sau să mă smeresc, dar plec genunchii inimii mele. Ei, cred că dacă ne-am plecat cu adevărat genunchii inimii noastre, și icoana semnificativă din cartea de rugăciuni pe care o avem și aia ar deveni făcătoare de minuni. Eu cred că, în general, toate icoanele sunt făcătoare de minuni, dar nu sunt distribuitoare, ca să spunem, de o travă. Când spun lucrul ăsta, mă refer că se încearcă undeva în fanatismul religios, ca să spunem, sau în sentimentalismul acesta aberat, a se demonstra că un locaș sau o icoană a unui sfânt locaș este mai valoroasă sau una mai puțin valoroasă. Acolo unde se aprinde candele, icoanei, fie a hramului, fie a Mântuitorului sau a Maicii Domnului, acolo este locul Dumnezeu sau, cum spunea frumos în Scripturi, acesta nu e alt loc decât poarta cerului. Deci unde este icoană, este poartă în cer. Deci toate icoanele în general sunt ajutătoare și grabnic ajutătoare și sunt făcătoare de minuni prin puterea credinței noastre. Că dacă spuneam odată într-o discuție la Sfântul Munte Atos cu niște canadieni, era Părintele Petroniu și s-a pus o întrebare cam cu haz. Zice, Părinte Petroniu, zice, într-atâtea sfinte moaște, zice, înconjurat de atâtea icoane făcătoare de minuni, atâta liniște, atâta verdeață, zice, atâta duh duhovnicesc cât are Muntele Atos, mai poate omul greși? La care Părintele a dat un răspuns sugestiv. Iar când am rămas noi doi,
am început să discutăm și i-am spus părintelui, cred că și cel care face baie, dacă se roagă cu credință în baie, este la fel de ajutat de Dumnezeu și de păzit de lucrarea satanei, pentru că mintea, de fapt, e centru greu și duhovnicesc al sufletului, sau decât dacă se duce păcătosul și stă îngrămădit undeva într-o magazie de icoane și de sfinte moaște, pentru că atât icoana cât și sfintele moaște și au harul propriu și puterea binefăcătoarei la Dumnezeu înzestrată în lor, dar care devin nouă valoroase, exact ca piesa unui radio. Cât stă în magazin împachetată, nu are nicio valoare. În clipa când o pun, ea mai apare ori imagine, ori sonor, ori ecranizare, ori tot ce am nevoie. E așa și creștinul. În clipa când l-am înfiletat în duhul icoanei, în duhul raclei cu sfinții moaștri, în duhul rugăciunii, de fapt, el dă viață. Pentru că la un moment dat Mântuitorul spunea, n-o să proslăviți voi darurile lui Dumnezeu, vor vorbi pietrele. Ei, așa și asta, dacă noi nu suntem în măsură să arătăm tezaurile ortodoxiei lumii așa cum sunt ele și la valoarea lor reală, adică la valoarea lor supremă, atunci sigur că ne vor rușina ele și atunci sigur că o să ne trezăm, că aici plânge o icoană, dincolo râde, dincolo varsă ulei sau dincolo nu știu ce mai face, ci tămăduiri. Toate sunt tămăduitoare și miraculoase, dar noi trebuie să le dăm valoare. Valoarea le dăm prin credința noastră, adică atunci când intră perelinul, creștinul, turistul sau oricine ar fi într-o biserică, el trebuie să citească în taina bisericii, în zidul bisericii, în ușa bisericii, în icoana bisericii, sacramentalul, spiritualul, duhovnicescul, realul, adică nu trebuie să facem noi oarecare caricaturi sau oarecare improvizații pentru a da curs unei realități care de fapt este reală. Oricine știe că afară de Dumnezeu sau de biserică nu există mântuire sau afară de închinarea și venerarea sfintelor moaște care sunt părți întregi sau mai mici ale sfinților care au fost prietenii lui Dumnezeu cei mai adevărați și mai apropiați cu minunatul Dumnezeu într-o sfință săi Dumnezeu lui Israel sau acele icoane care au fost poruncite lui Moise în Vechiul Testament să le închipui prin heruvim, prin serafim și prin câte multe alte arată, deci cum am spus, capitolul ieșirii. Deci este clar că atunci suntem noi niște morți duhovnicești, iar biserica rămâne cea vie care se apără prin propria putere și prin capul ei care este Iisus Hristos. Deci în primul rând, dacă vrem cea mai frumoasă și mai autentică icoană făcătoare de minuni și cele mai reale sfinții moaștri, sunt trupul creștinului binecredincios și fața creștinului binecredincios. Fața creștinului binecredincios trebuie să iradieze bucurie și pace și, dacă vreți, lumina taborică a rugăciunii lui Iisus, iar trupul creștinului trebuie să degajă mireasma smerenii sau a bunătății sau a evlavii sau, ca să spunem, a bunei cuvințe, ca atunci când suntem pe stradă sau oriunde am fi, să nu ne simțăm în iad și să ne simțăm în mijlocul naturii, unde Dumnezeu a spus, creșteți, vă mulțiți și stăpâniți pământul, nu-l distrugeți sau îl spurcați pe el. Un alt prototip de icoană este icoana sufletului nostru. Deci noi suntem făcuți raționali, suntem făcuți nemuritori și în același timp suntem făcuți cuvântători. Atâta timp cât se va încerca să se distrugă icoana cuvântătoare a Sfintei Scripturi, care e cuvântul lui Dumnezeu, atâta timp cât se va încerca să se autodistrugă veșnicia sufletului prin neîncrederea în viața de dincolo sau acele teorii bolnave de reîncarnare și alte tâmpenii pe care le-a adus Orientul la noi în țară, deci din India și din China, ca să spunem, sau din Japonia. Deci iarăși vom fi lipsiți de Dumnezeu și nu vom avea o icoană reală. Și atâta timp cât vom fi lipsiți de rațiunea spirituală a cunoașterii lui Dumnezeu, vom fi ca un om fără identitate. Așa cum orice e viu este din sămânță, orice plantă și are originea, specia, ordinul și, ca să spunem, porunca ei la Dumnezeu să crească și să înmulțească, și omul trebuie să aibă acea rațiune cuvântătoare prin care să ajungem să nu ne mulțăm numai ca dobitoașele prin trup, ci să ajungem să ne mulțăm în biserica creștină și prin cuvânt, adică să ne iubim unii pe alții și într-un gând să mărturisim icoana Trăimii, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Credeți că este necesar ca un pictor bisericesc să aibă o pregătire morală, sufletească, înainte de a cita o icoană? Ați pus o întrebare de baraj. Cred că, în primul rând, pictorul bisericesc trebuie să fie el o icoană vie. Nici nu mi-am închipuit vreodată și pentru că am doi sau trei studenți care lucrează la patrimoniu, deci în cadrul facultății de teologie, le-am și spus.
Să nu încercați vreodată, venind la taina spovedanii, să-mi explicați cum un desfrânat sau un bețiv sau un fumător ar fi în măsură să realizeze cândva chipul unui sfânt. Și mi-au pus întrebarea de ce, doar talentul nu are nimic cu viața. Ba sunt în strânsă legătură, când icoana ta va fi denaturată, bolnăvicioasă, tristă, rece, sombră, uscată, fără viață, fără expresie, atunci nu este altceva decât rodul păcatelor tale. Adică nu este altceva decât rodul stării tale sufletești deteriorate, care se exprimă în fața icoanei. Și ca drept dovadă, deci nu este un lucru la întâmplare, ați observat și să știe categoric că atunci când o comisie de pictură întrunită din cei mai buni specialiști, din care aș aminti, ca să spun așa, părintele Sofian Boghiu din la București, deci cred că are atâta rafinament, fiind și preot și duhovnic, să vadă dacă cel care pictează un sfânt stă cu țigara în gură sau mai zice un Doamne Iisus. Adică viața morală a pictorului este jumătate din viața și expresia icoanei. Niciodată nu mi-aș închipui sau decât aș dori să văd o biserică pictată de un curvar, mai bine aș vedea odată cu var. Pentru că există pictori care nu au viață morală îmbunătățită, dar au foarte mult, foarte mult talent, și pictori îmbunătățiți duhovnicești care au mai puțin talent și totuși sunt preferați primii. Bine, sunt preferați primii pentru că în lume cele stricăcioase ale ochiului sunt cele carnale. Și dacă ne ducem în capela lui Michelangelo și urmărim picturile din Capela Sixtină, vom vedea că toți sunt încântați sau sunt fenomenal de entuziasmați de acele picturi carnale în care, ca să spunem, Eva stă aproape să sară pe Adam. Dar dacă vom veni la pictura bizantină, unde sfântul este uscat de post, este uscat de rugăciune, fața lui este mai pătrățoasă, mai unghiulară, este mai osoasă, este mai scorțoasă, este mai seacă, mai plină de umbra postului, mai luminată doar în expresia punctului alb al ochiului de harul divin, atunci vei vedea că înseamnă că cel care îl alege pe cel cu talentul mâinii și nu pe cel cu talentul sufletului, înseamnă că iubește doar frumosul trecător, despre care noi știm prea bine, cum Mântuitorul spune, zice, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. O întrebare care eu i-am pus-o părintelui Cleopa și bătrânul nu când a știut să-mi răspundă, ci din smerenie, și cred că aș adresa oricui și aș vrea răspuns la ea, am vrut să întreb odată așa, zic, părinte Cleopa, pentru că sfintele moaște sunt sfintele sfinților, deci sunt moaștele sfinților și icoanele făcătoare de minuni sunt darul lui Dumnezeu pentru oameni, când va fi sfârșitul lumii, ce se va întâmpla cu ele? La care bătrânul a spus frumos, cred că e treaba lui Dumnezeu ce o să facă cu ele. La fel și eu cred că icoanele care vor fi pictate de sfinți adevărați și de trăitori adevărați, Dumnezeu nu le va profana, fie că le va răpi sau le va, în puterea lui miraculoasă de a face orice vrea și orice poate, la tot puternicii, cum se spune la atributul acesta divin al lui Dumnezeu, deci el poate să le facă să dispară fără să se profaneze, să se topească ca o umbră, ca o ceață, cum trecea el prin ușile încuiate, cum a trecut prin Fecioara Maria și așa mai departe. Deci poate, cred că da această putere. Iar cei care vor fi pictate de imorali și în imoralitate, cred că se vor topi de focul care va să vină, de puterea înfricoșată și judecăți. Așa va fi și în lumea aceasta. Deci, ca drept dovadă, când intrăm într-o biserică pictată de oameni profani, iconografia care ne încântă ochiul, dar nu ne trezește sufletul. Dar când vom intra într-o biserică în care sufletul nostru va fi cutremurat de seriozitatea și de asprimea sfinților din frescă, atunci înseamnă că cu adevărat am descoperit taina Duhului. Pentru că, de fapt, icoana nu este altceva decât o adâncă taina Duhului, iar omul este descoperitorul acestei taine. Icoanei s-a dat puterea expresivă și omului puterea cuvântătoare. Oricine poate să facă diferența între carne și duh. Deci cel ce are oasă și carne gândește ca carnal, deci cum i s-a spus lui Petru atunci când era pe tabor, că nu carnea și sângele ți-a descoperit aceasta, ci Duhul, adică Dumnezeu Tatăl din cer, deci puterea lui Dumnezeu. Ei, așa va fi și cu aceste icoane. Deci când un om va intra într-o biserică și nu va sta cu mâinile la spate sau își va face cruce scărpinând pieptul sau va intra indecent și imoral și rușinându-se de frumusețea sau de expresivitatea sfinților, a doua oară va ști că acolo în acea biserică fresca îl impune la decență și la moralitate. Iar acolo unde
ochiul va fi încântat și vom, exact ca într-o sală Halles, unde mă duc să văd expoziții de pictură, acolo înseamnă că nu s-a zidit sufletește și unde nu-i zidire sufletească, deci nu-i nici Dumnezeu. De fapt, nu știu dacă Dumnezeu stă în locașul făcut de mâini omenești, spune Sfânta Scriptură. Ori biserica lui Dumnezeu este stâlpul și temelia adevărului din toate punctele de vedere, și ca stil de construcție, și ca stil de pictură, și ca arhitectură, și ca tot ce vrem, deci și ca cult divin, și ca cult liturgic, ce ar însemna să te trezești în Sfântul Munte cu icoane desenate sau în stil renascentist, lucru ireal. Și ce ar însemna să te trezești la un moment dat, într-o țară cât este de mare România, 22 de milioane, ai vedea numai biserici bizantine, am fi prea sfinți deodată, dar încercăm, cu ajutorul Dumnezeu, ca copiii începători la grădiniță, urcăm. Cei de la început le-au pictat cum au putut, cei de după noi, când se va deteriora pictura, le vor înnoi și vor pune duhul lor. Și ca să spunem așa, într-o expresie frumoasă, școala artei, cum spune Ilarion Felea, va fi școala sufletului nostru. Cu cât generațiile vor înainta, nu m-aș mira ca într-o bună zi să găsim în bisericile noastre pictați sataniști. Ei, lucru imposibil. Dar vreau să spun, ei, cât timp vom avea buni creștini și buni credincioși, vom avea enoriași evlavioși și aceștia vor avea copii care vor urma facultățile de pictură și de arte și de cultură și de tot ce are țara asta, cred că o să mai avem și acele biserici bizantini în care nu trebuie să ne împiedicăm de icoanele făcute de oameni morali, chiar dacă ei sunt aleși. Sau poate, la un moment dat, Duhul lui Dumnezeu care lucrează în om, să poată, pictând așa icoană, să-i vină o căință a sufletului sau o rănire a inimii. Ori Apostolul Pavel nu-i prigonea pe creștini, dar o făcea cu râvnă curată. El știa că ăsta e iudaismul. Dar când Hristos i-a spus, de ce lovești cu piciorul înțepușă și mă prigonești? Așa va fi și acolo. S-ar putea ca într-o zi acea icoană făcută de omul imoral să strige, fie în conștiința lui, fie în subconștientul lui, ei, ce faci? Confunzi marfa cu ambalajul? Ori te pocăiești, ori va veni pentru tine un moment greu. Și atunci sigur că se va ajunge până acolo unde cândva se vor picta numai icoane reale, adică adevărate. Adică întâi icoana umană, apoi icoana morală, apoi icoana socială, apoi icoana școlară, apoi icoana, ca să spunem, a familiei, apoi icoana societății și în final icoana bisericească, adică cea reală cu Duh, de rugăciune și cu prezența lui Dumnezeu la tot pasul. Bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea sau în tot locul stăpânirii Lui. Și la birou, dacă scrii cu evlavie și cu credință, scrisul ăla-i sfânt, chiar dacă e în detrimentul sufletului și în favoarea societății. În general, în iconografia ortodoxă, modelele de icoane sunt reproduse cu altele mai vechi. Absolut. Ce părere aveți despre creativitatea în iconografie, crearea de noi modele? Ați pus o întrebare care are și răspunsul. Pentru că mâna celui care a pictat în vechime nu mai este și mâna celui care pictează în viața actuală de astăzi este alta și în alt timp, sigur că creativitatea va veni prin două căi. Întâi, pentru că acele culori și expresii ale timpului de atunci își aveau rostul și puterea lor și așa cum eu nu pot gândi în clipa aceasta ce gândești tu, în același timp nu pot, în timp ce pictez, să spunem, o icoană feței, fie în culoarea hainei Sfântului, fie în miniatură, ori cu o cărămidă, ori cu o evanghelie în mână, ca să spunem. Dar niciodată nu se poate, de exemplu, același pictor cu un alt pictor. Există o definiție a fericirii? Poate fi obținută în timpul vieții? Da. Mi-a spus o întrebare.